Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Potrivit unui capelan militar, în Statele Unite, numărul convertiților din armată continuă să crească. 157 de soldați au fost botezați în iulie și august numai în statul Missouri. Rămâneți cu noi, avem și alte subiecte interesante astăzi la Lumea Religioasă. Un capelan al unei baze militare a îndrumat peste 150 de soldați la botez. Capelania promovează studii biblice pe lângă serviciile de îndrumare și consiliere. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Cristian Dobra din Spania. Am regăsit. Care este povestea acestui capelan și a bazei sale militare? Da, Logan Lair este un pastor baptist de sud, care până nu de mult a lucrat ca plantator de biserici. Deci este un evanghelist de zone albe, cum mi se mai spune, și a fost numit capelan la această bază militară din Missouri, Fort Leonard Wood, după procedeul standard la ora actuală în Statele Unite, se oferă voluntari și apoi sunt aleși în funcție de recomandările organizației de capelani. În Statele Unite, statul, armata, nu are voie să angajeze în mod direct personal al bisericii și atunci există o organizație independentă care se ocupă de capelani și armata apelează la această organizație. Și în acest context, Logan Lair a ajuns capelan la Fort Leonard Wood, unde povestește el că doar în lunile de vară s-au botezat peste 150 de soldați la baza lui militară. Vorbim despre o bază de antrenament. Nu este o garnizoare de soldați deja formați, ci este o bază de antrenament, o academie militară, unde se înscriu de obicei tineri, eu știu, 17-18 ani, mulți dintre ei aveau terminat liceul și merg să facă o carieră militară. Și acolo vorbește despre succesele predicării Evangheliei, tot mai mari, cu cât crește tensiunea la antrenamente, a perspectivelor în lumea politică și militară. Se pare că tinerii se gândesc tot mai mult la lucrurile spirituale și aleg această cale. Cu siguranță este un lucru remarcabil. Am remarcat totuși capelanul face unele declarații, între ele spune că mediul de înaltă presiune îi face cumva pe mulți dintre soldați să se întoarcă la Dumnezeu. Cumva ca și când spui că aceste convertiri ar părea de conjunctură. Cât de durabile pot fi o experiență de acest gen care, iată, se creează sub o presiune? A, poate să pară așa, dacă mai avea de-a face cu adulți, pentru că tu ai spus că se întorc la Dumnezeu, dar având în vedere că sunt tineri, mulți dintre ei abia au terminat adolescența, nu vorbim despre o întoarcere la Dumnezeu, ci despre o hotărâre pe care probabil o aveau în minte mai de mult. Adică, dacă vă amintiți, în lumea adventistă, pe vremuri, tinerii preferau să se boteze după ce se întorceau din armată. Acum, acești tineri au posibilitatea să se boteze chiar în armată. Probabil că sunt marea lor majoritate tineri veniți din familii creștine și care au tot amânat această decizie până când contextul unei angajament mai serios, unei vieți mai dure, unei perspective mai serioase, îi fac să ia decizia pe care o aveau în minte mai de mult.
Spune el că marea majoritate sunt creștini pentru că sunt evangheliști, baptiști, pentru că în cazul catolicilor, de exemplu, perioada de pregătire este atât de lungă încât practic se termină Academia Militară și nu mai apucă să se boteze. Catolicii pun mult mai mult accent pe pregătirea pentru botez în cazul noilor convertiți. Evrei nu prea sunt care să își înceapă viața religioasă în armată, iar la musulman nu este nevoie de un botez, așa că cei mai mulți dintre ei sunt tineri veniți din familii evanghelice, baptiste, marea majoritate, și care probabil că la această vârstă și sub presiunea situației aleg să ia o hotărâre pe care o aveau în minte mai de mult. E adevărat că astfel de hotărâri luate sub presiune nu sunt de durată. Dar în tinerețe totul este o presiune și Dumnezeu se folosește de multe ori și de astfel de conjuncturi pentru a ne ajuta să ne venim în fire, nu? Ca fiul rătăcitor care abia când s-a văzut la ananghie și a dat seama ce bine era acasă la tata și s-a întors. Mai am o singură întrebare, cum se explică existența și rolul unui capelan în bazele militare americane și dacă acest model este unul specific american sau se regăsește și în alte țări, se poate regăsi și în alte structuri? Capelanul, ca să înțelegem, nu este un reprezentant al armatei pe teme religioase, ci în funcție de cerință, în funcție de grupurile majoritare de soldați care au nevoie de un sfătuitor personal, spiritual, se apelează la această figură a capelanului, care, așa cum spuneam, cel puțin în Statele Unite, nu vine direct de la biserică, cu toate că dacă reprezintă o biserică care are o organizație piramidală și o structură centrală, are nevoie de autorizație de la acea organizație. De cele mai multe ori este nevoie să fie pastor hirotonit sau ceva similar, cum în alte credințe nu există hirotonirea, se cere ceva similar, o autorizație din partea organizației. În alte țări mai liberale există și capelanii atei, adică care nu reprezintă nicio credință, ci doar sfătuitori spirituali, îndrumători și așa mai departe. În lumea anglosaxonă este ceva obișnuit, dar nu numai. Și în alte țări există această figură a sfătuitorului militar. În unele țări au voie să poarte armă, pentru că Convenția Națiunilor Unite nu specifică dreptul sau interdicția de a purta armă, dar specifică faptul că sunt non-combatanți. Adică în anumite țări poartă armă doar ca să se apere în caz că este nevoie, în altele nici atât. În general sunt non-combatanți, dar de multe ori trebuie să facă, să aibă o pregătire militară, care lucrează pe vapoare sau la aviație sau în structuri mai complexe. Este nevoie de un antrenament, trebuie să treacă printr-o perioadă de pregătire asemănătoare cu a unui soldat ca să poată să fie capelan. Toate acestea pentru a oferi sprijin sufletesc, spiritual, soldaților care de multe ori sunt duși până la limita posibilului, limita ceea ce poate îndura psihicul uman, sufletul uman, și au nevoie de cineva care să le stea alături, atât lor cât și familiilor pe care le-au lăsat. Cristian Dobra, mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Te așteptăm și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult! Mare plăcere, la revedere! În studio alături de mine se află și comentează pentru Lumea Religioasă azi pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bun găsit! Și îmi plac și știrile pozitive. Asta chiar este o știre bună, chiar dacă eu am încercat cumva să fiu circumspectă și să pun și întrebări care să stârnească în colegul nostru un alt gen de răspunsuri, totuși el a dat răspunsul care mă și așteptam. E o știre bună, pentru că din 2000 de participanți la grupele de studiu biblic pe care le conduce acest capelan, 13,3% să se boteze. Este un rezultat foarte încurajator pentru cine conduce astfel de studii. Acum, motivația celor care se botează aici e de studiat și de văzut. Cert este că în condițiile de antrenament ale armatei americane, care sunt extrem de dure,
tinerii aceștia, chiar dacă sunt tineri, au condițiile să se gândească mai mult la valoarea vieții. Pentru că ei sunt pregătiți ca să omoare, pe de altă parte sunt pregătiți să se apere și atunci problema vieții și a morții este mult mai concretă pentru ei decât pentru populația generală. Așa că e o zonă care poate să-i conducă la astfel de decizii. Iar capelania nu pot să mă pronunț mai mult neștiind. Zic, capelania este un sistem deosebit. Iată, în Statele Unite, ne-a mai spus colegul nostru unde mai găsim sistemul acesta. În România nu știu. Există și în România, capelanie. E similar. Deci modelul este importat din vest. Capelanul este cadru militar și aici în America are grad militar. De exemplu, în America, șeful capelanilor marinei americane a fost un amiral adventist, care acum este, cred că încă este, capelanul Congresului Statelor Unite. Și în România, evident că fiind în armată, capelanul trebuie să aibă un grad militar ca să se poată poziționa pe picior de egalitate cu toți ceilalți. Rolul său acesta este să îi ajute pe cei care sunt acolo și care vor să apeleze la el, totul este pe bază de voluntariat din partea celor care participă, să-i ajute să treacă mai ușor perioada respectivă, care nu-i deloc ușoară. Nu-i deloc ușoară. Mergem mai departe. În Argentina, 31 octombrie, devine Ziua Națională a Bisericilor Evanghelice. De ce 31 octombrie și care este caracterul acestei sărbători? Ne spune pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Mă bucur să vă regăsesc bine, Beatrice. De ce 31 octombrie? 31 octombrie este legată direct de un eveniment foarte important pentru lumea protestantă, întrucât în 1517 Martin Luther, exact pe data aceasta, afișa pe catedrala din Wittenberg cele 95 de teze ale sale. Loviturile de ciocan urmau să se audă în toată Germania și să nască Biserica Reformată. Există un background interesant, pentru că cu un an înainte, tot în perioada aceea, Leon al X-lea și Antonio Duprant au semnat primul concordat din istoria bisericii, prin care papa renunța la niște teritorii undeva în zona Parma, dar urma să fie recunoscut cu autoritate și în Franța. Până la data aceea era Germania unde își avea autoritate, acum iată și Franța, și în felul acesta statul bisericii prindea teritorii foarte importante. Și tot în perioada aceea, deci imediat înainte ca el să afișeze tezele, pornea de la Roma, pe 18 septembrie, inițiativa de strângere de fonduri cu ajutorul indulgențelor, faimoasele indulgențe a lui Tetzel pentru construirea bisericii San Pietro de Roma și mai departe, care în realitate nu era decât o afacere a lui Albert de Brandenburg, care l-au deranjat enorm pe Luther. Deci iată, exact în momentul în care pornea această campanie de indulgențe, Luther pornește campania lui pe 31 octombrie, face să se nască Biserica Protestantă în lume. Da, și iată, în Argentina, data de 31 octombrie, va însemna de data aceasta o zi națională a bisericilor evanghelice. Care este, practic, caracterul acestei sărbători? Care va fi? Deci, evident, este vorba de o sărbătoare comemorativă, o sărbătoare de recunoaștere, mai degrabă, am putea să o numim așa. Exact cum spunea Leonard Schlinder, este vorba de o recunoaștere, iată declarația lui, importantă și necesară pentru cetățenii care de mai bine de 150 de ani, deci se face referire la cei protestanți, sunt în aceste locuri prezenți, activi în construirea societății, bazată pe egalitatea drepturilor umane. Deci, iată, o recunoaștere a cetățenilor protestanți ca fiind cu drept egal față de ceilalți cetățeni. Deci, Biserica Protestantă nu mai este considerată ca fiind sectară, ci prin această recunoaștere pe picior de egalitate cu Biserica Creștină Catolică. Este un gest frumos din partea guvernului, un gest care onorează bisericile protestante și care s-a regăsit și în alte inițiative de-a lungul
pământul, aș putea să numesc, de exemplu, la Roma, ceva timp în urmă, primăria din Roma a dedicat o piață chiar în Roma, lângă Coloseumul lui Martin Luther, la Firenze, o stradă dedicată lui Ellen White, care este o autoare creștină importantă pentru bisericile protestante, pentru biserica adventistă. Deci sunt gesturi similare încă în lumea noastră. Da, diferența aici este că vorbim despre o zi națională. În ce măsură experiența aceasta din Argentina s-ar putea realiza și în Europa? Beatrice, situația în Argentina este tipologică, aș putea să o numesc, întrucât poporul din Sudul Americii, spun lucrul acesta pentru că îl cunosc foarte bine, am o biserică aici la Roma, cetățeni, de locuitori din Sud America, oameni care au venit să locuiască în Roma, sudamericani, și observ spiritualitatea și seriozitatea lor în raport cu locuitori din Europa, din Italia, italieni. Deci au în sângele lor spiritualitatea, au în sângele lor prezența și dorința de a comunica cu Dumnezeu și a fi desen credincioși. Uite, în față am două statistici foarte repede. În Argentina, protestanții sunt destul de puțini, 16%, 16% catolici, 24% nu își declară religia, sunt un fel de secularizați probabil. Catolicii în Argentina, din cei 62%, deci în aceștia, doar o treime sunt serioși și să stă în biserica. Unul din trei merge la biserică. Deci iată, în timp ce catolicismul în Argentina își pierde influența, în același timp crește biserica protestantă. Să nu uităm că acum câțiva ani era 2% protestanți în Argentina, acum sunt 16%, aproape 16%. Deci, pe fondul acesta creșterii protestantismului, era necesară o recunoaștere, o intervenție din partea guvernului. În ce măsură aceasta se poate petrece în Europa? Se petrece la nivel foarte strâns, așa cum spuneam, dar în mod oficial nu cred, pentru că Nordul Europei nu este interesată, pentru că protestantismul în Europa, Nordul Europei, este în agonie și nu este interesată. Probabil încearcă să supraviețuiască, nu să comemoreze, că n-au ce să mai comemoreze. În ce privește țările catolice, ortodoxe, n-au de asemenea niciun interes să stabilească o zi națională pentru biserica protestantă. No? Evident lucrul acesta. Deci e destul de dificil de mutat un eveniment de felul acesta în lumea europeană. Ne bucurăm pentru frații noștri din Sud America, din Argentina, să le dea Dumnezeu sănătate și să poată bucura în ziua aceasta cu adevărat, așa, să o sărbătorească, cum spune Evanghelia. Mulțumesc mult, Benona Lupu, pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumim mult, vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, comentează pastorul Valeriu Petrescu. O sărbătoare, aș zice eu, normală, să recunoști protestantismul, mi se pare onorant și mi se pare elegant și mi se pare, până la urmă, extraordinară ca decizie să poți lua asemenea decizie pentru o națiune. Politic este... deștept. Da, este. Dacă 16% din populație este formată din protestanți, atunci vrei alegătorii ăștia să-ți fie favorabili. Așa că ce te costă să declari o zi care pentru ei e importantă ca reper istoric, să declar ca fiind ziua bisericilor protestante. Toată Sud America alunecă încet, încet dinspre catolicism, spre protestantism. În Argentina se vede lucrul acesta de la 2% la 16%, în Brazilia și mai mult, în doar 3 ani, de la 20% la 31% procentul a crescut. Așa că politicienii de acolo, ca toți politicienii de pe lume, își caută interesul. Sigur, așa sună foarte bine. Acest interes? Poftim? De ce în Europa nu s-ar căuta acest interes? Pentru că în Europa, cum spunea și Benone, creștinismul protestant mai ales e pe moarte. Adică oamenii se mai declară protestanți, dar asta nu înseamnă nimic. Așadar, ponderea lor ca electorat este atât de mică încât nu contează. Mai degrabă, politicienii din Europa se gândesc cum fac cu musulmanii și cu alte religii care cresc într-un ritm, într-o proporție geometrică, am putea spune. Mergem mai departe. Un sondaj dat publicității de curând arată că aproape jumătate dintre evanghelici spun că au fost vizitați de o persoană dragă decedată. Ne oferă detalii pastorul Ovidiu Băluță.
Într-un sondaj recent al Centrului de Cercetare Pew, 42% dintre evanghelici au spus că au fost vizitați de o persoană dragă care a murit. Procentele au fost chiar mai mari în rândul catolicilor și protestanților de culoare, dintre aceștia două treimi raportând acest tip de experiențe. Creștinii care cred în Biblie ar trebui să fie precauți cu privire la implicațiile spirituale ale accesării unor spirite de dincolo. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre americani cred că un membru mort al familiei a venit la ei într-un vis sau într-o altă formă. Este interesant de explorat ce înseamnă această altă formă. De exemplu, Heather Beville a simțit ceva ce n-a mai avut de multă vreme, o îmbrățișare de la sora ei, Jessica, care a murit la 30 de ani de cancer. Într-un vis, am îmbrățișat-o și am putut-o simți, deși știam că este moartă, a spus ea. Ea a trimis imediat un mesaj prietenilor apropiați, inclusiv soțului ei și pastorului ei, pentru a le spune despre vis. La fel ca mulți alți creștini, Beville este sigură că moartea nu este sfârșitul, dar ea se numără și printre aceia care declară că au continuat să experimenteze vizitele celor dragi decedați. 46% dintre americani afirmă că au avut interacțiuni cu persoane decedate într-un vis, în timp ce 31% au avut interacțiuni cu spiritele celor morți sub o altă formă. 22% dintre evanghelici s-au întâlnit cu spiritele morților în altă formă decât cea a visului, în timp ce 39% dintre catolici au avut aceeași experiență. Cercetătorii spun că majoritatea oamenilor care raportează comunicarea cu cei morți consideră că interacțiunile sunt reconfortante, nici de cum bântuitoare sau înfricoșătoare. Experiențele de acest gen sunt foarte valoroase pentru oameni, le dau speranța că persoana iubită este încă acolo, spune Julie Exline, profesor în psihologia religiei și a spiritualității la Case Western Reserve University. Aceste trăiri îi ajută pe oameni, chiar dacă nu știu cum să se raporteze la ele. Adevărul este că poate că oamenii nu știu cum să se raporteze la aceste experiențe, însă totuși le consideră reconfortante. Întrebarea care se pune este cât de sigur este să avem aceste corespondențe în timp ce Biblia ne interzice comunicarea sub orice formă cu cei morți. Nu cumva credinciosul cade pradă unor manifestări ale spiritelor demonice deghizate în chip omenesc? Dacă Biblia interzice aceste interacțiuni, avem de a face, de fapt, cu o înșelăciune de proporții a celui rău. Da, multe cifre în studiul acesta. Aici la Lumea Religioasă comentează pastorul Valeriu Petrescu, iar eu am extras ca și interes cifra aceasta, 46% dintre americani, deci aproape jumătate dintre americanii evanghelici spun că au fost vizitați de o persoană dragă decedată, iar 31% au avut interacțiuni cu spiritele celor morți sub o altă formă. 22% dintre evanghelici s-au întâlnit cu spiritele morților în altă formă decât cea a visului, în timp ce 39% dintre catolici au avut aceeași experiență. Da, eu le dau dreptate și îi cred. Deci le dați dreptate, sub ce formă dreptate, sub ce formă îi credeți? Le dau dreptate că au fost vizitați. Și îi cred că experiențele acestea sunt autentice. De ce le dau dreptate că au fost vizitați? Pentru că citesc în Scriptură că atunci când e textul Scripturii, când un duh rău părăsește un om și casa rămâne goală, se întoarce cu o mulțime de tovarăștei lui. Ori, a crede în nemurirea sufletului nu este sustenabil din punct de vedere biblic. Cu toată prietenia pentru prietenii mei evanghelici, asta este o doctrină care nu e sustenabilă biblic. Oricât ai încerca să o motivezi sociologic, aduci alinare oamenilor și în general pe linia asta să merge și că biblic n-ai cum să o susții. Dacă nu este sustenabilă biblic
Și oamenii aceștia au aceste experiențe și eu îi cred. Asta înseamnă că altcineva joacă rolul celor dragi decedați ai lor, cum de altfel Biblia vorbește despre asta, și că da, experiențele sunt autentice, dar nu, ele nu reflectă adevărul biblic. Adică nu cei morți îi vizitează, ci niște duhuri îi vizitează, luând înfățișarea, folosind tonul, nuanțele vocii, apelând la amintiri, cum să zic, personale și așa mai departe. De ce? Pentru că asta este una dintre marile jonglerii pe care Satan a inventat-o de când lumea și pământul, adică de la început, când i-a spus Evei, hotărât că nu veți muri. Și atunci, de la hotărât că nu veți muri, sufletul e nemuritor, dacă e nemuritor, e pe undeva și dacă e pe undeva, îi pasă de mine și vine și mă vizitează și asta mi-aduce consolare și confort sufletesc. Sună bine, dar multe lucruri sună bine, zice Scriptura că multe lucruri pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la distrugere și la moarte. Am un regret profund pentru neînțelegerea acestui adevăr. Cum vă explicați această neînțelegere? Ca multe alte dacă adevăruri, Biblia vă susține, atunci cum? Ca multe alte doctrine creștine, și aceasta este rezultatul unui sincretism, unui împrumut din religiile păgâne, încă de la începutul creștinismului, potențat apoi de-a lungul timpului de un împrumut din religiile orientale, care vorbesc despre reîncarnare și tot felul de lucruri de astea, care au la bază această afirmație clară. Nu muriți. Sufletul e nemuritor. Și apoi aspectul care nu-i deloc de neglijat al simțămintelor oamenilor. Deși dacă stai să te gândești, ar fi crunt pentru un decedat să fie acolo la loc de verdeață și de odihnă în prezența Domnului, cum spun unii, și să se uite jos să vadă cum se chinuie copiii lui, nepoții lui, ce nenorociri li se întâmplă și el stă acolo și nu poate să facă nimic. Fiindcă vizitele astea și, mă rog, am simțit într-un alt fel decât și așa mai departe, nu funcționează. Bun, nu produc nimic. Și dacă ne-am împăcat cu gândul ăsta, totuși tot nu putem să dăm uitării textului care spune până la urmă că Iisus va reveni, adică cel rost până ar mai avea revenirea lui Hristos, dacă aici deja judecata... Aici este și o contradicție logică, exact, între doctrina logică învierii, care este fundamental pentru credința creștină, și ideea asta nemuririi sufletului. Ori au murit și vor fi înviați, ori n-au murit și atunci învierea nu are sens. Și... învierea... Da, e complicat. Eu sunt foarte preocupat și foarte tulburat de prietenii mei evanghelici care ar trebui să studieze Scriptura și să vadă ce spune Dumnezeu, că ce spun eu sau spune altul sau oricine altcineva din orice perspectivă ar spune, n-are valoare. Valoarea are ce spune Dumnezeu. Iar Biblia nu spune că ne-am întâlnit prin vis cu o persoană decedată, adică ne întâlnim cu Satana direct? Nu, Biblia spune că morții nu știu nimic, pentru că ei nu mai există. Și asta este un adevăr fundamental. Și dacă nu mă întâlnesc cu persoana iubită, atunci cu cine mă întâlnesc? Cu cineva care este un impostor, cu un duh care nu vrea binele în orice caz. Iar asta o spune Biblia. Acest soi de duhuri se numite duhurile răutății. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ați fost așa explicit pe subiectul acesta, sper din toată inima să fie un semnal de alarmă. Eu vă mulțumesc și vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune vă dorim!